Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi o să discutăm despre ce înseamnă dezastrele naturale și cât de dificil este să fii pus într-o astfel de situație și să fii turist în altă țară. În această seară stăm de vorbă cu Eliza Panait, consilieră din partea PDL. Bună seara, mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii în emisiune să stăm de vorbă și totodată trebuie să spun că îmi pare rău că ți s-a stricat vacanța. Da, bună seara. Eu vreau să specific de la bun început că am acceptat această invitație tocmai pentru ca cei care doresc să mai meargă să se gândească de două ori, să-și aleagă de două ori locația și să o facă cu maximă atenție. Și nu neapărat să se uite la bani când o vor face. Așa cum mai toată lumea știe, peste weekend au avut loc câteva evenimente mai mult decât neplăcute, atât la noi în țară, din cauza ploilor abundente și inundațiilor, cât și, în mod special, în țări vecine. Una dintre aceste țări a fost tocmai Bulgaria, loc unde foarte mulți români aleg să-și petreacă vacanța de vară, pentru că raportul calitate-preț, sau cel puțin la prima vedere, asta e impresia pe care, unul echilibrat. Pe care o avem. Exact, par a fi unul suficient de echilibrat. Care au fost motivele, să o luăm cu începutul, care au fost motivele pentru care Eliza Panait și-a ales vacanța la Albena? Da, Eliza Panait și-a ales vacanța la Albena undeva în luna decembrie și nu și-a ales-o ea, a fost aleasă de către prietenii din anturajul meu. Bineînțeles, cu toții am avut cele mai bune intenții. Eu, una personal, n-am văzut unde plec decât undeva cu două zile înainte, când am căutat ca toată lumea pe forum să văd și să aflu detalii. Ceva? Da, da, exact. Să aflu detalii și impresiile celor care au fost acolo. Pentru că, în general, eu sunt finanțist ca și meserie și la noi sfârșitul de an este unul groaznic, e un tsunami financiar. Atunci toată alegerea a constat într-un telefon al unei prietene, uite, mergem, în regulă. Așa, pe fugă, fără prea multe gânduri. Exact, întotdeauna bucuria mea este să fiu cu prietenii și pentru mine a fost o maximă bucurie să mergem. Am fost 15 de la Buzău, oameni de foarte mare calitate și atunci am zis, bun, mergem. Nici prin cap, bineînțeles că nici mie și nici colegilor nu ne trecea că noi o să trecem. Cred că asta trecem. Nu poate fi anticipată, nu, în primul rând și cu condițiile pe care le-am avut acolo, de la vreme, de la cazare, de la... O să le detaliem pe rând, așa, desfacem firul în patru cu toate. Da. Așadar, deci vacanța, așa și-a ales Eliza Panait, un prim concediu. Un prim concediu ales în grabă de prieteni, dar cu gândul că bucuria... O să fie o vreme extraordinară, că suntem cu toții, că putem să recuperăm timpul pe care noi nu-l petrecem de altfel în timpul unei săptămâni în care fiecare avem un program un pic cam plin. Un pic foarte plin, și atunci spune eu. Am ales cu toții această variantă. Ca oricare, ne întâlnim fie în weekend, fie o dată pe lună, într-un mod mai sănătos, încercând să petrecem cât mai mult timp. Exact. În momentul în care ai ales vacanța asta, cu siguranță nu te-ai gândit la faptul că ai putea întâmpina o astfel de problemă. Când a fost plecarea? Când ați ajuns? Noi am plecat marți. Am plecat marți, sejurul meu începea marți, se termina duminică. Oricum, intenția mea vădită era să mă întorc de sâmbătă, nici de cum gândindu-mă că mă voi întoarce forțat, ci pentru că aveam un eveniment. Și atunci, clar, sâmbătă era ziua de plecare, dar în condițiile liniștite. De bună voie. În afară de faptul că eu una personal și de aceea le-am zis tuturor celor care vor să-și aleagă concediul în Bulgaria să o facă cu mare, bine, să o facă cu mare atenție, pentru că eu una am găsit pe site-ul lor ca și poze, ca și condiții și una am găsit acolo. Deci aici am găsit pe site și am vizualizat un hotel foarte frumos, bine amenajat, îngrijit, cu toate condițiile, pentru că era un concediu plătit cu un regim all-inclusiv. All-inclusiv. Da, da. Iar acolo am găsit un hotel de sindicat cu o parcare în care încăpeau maxim 15 mașini. De aceea s-a întâmplat dezastrul care s-a întâmplat. De aceea foarte multe mașini au fost acoperite de ape, pentru că singura posibilitate era ca mașinile celelalte să fie parcate vis-a-vis de hotel. Eu mă uit în imagini pe camera dumneavoastră și mașinile care erau parcate la marginea pădurii, acestea erau situate la marginea, vis-a-vis de hotel.
pentru că era singura soluție, parcarea era de 15 mașini maxim. Eu am avut norocul cu un coleg de grup și, din păcate, cu o mică șpagă, ca să ne putem duce mașinile în parcare și acea șpagă ne-a salvat mașinile. Nu pot să zic că e bună și șpaga la ceva, nu? Se pare că e, se pare că salvarea mașinii mele a costat 10 euro. Na. Și ce, fac o mică paranteză la discuția vis-a-vis de treaba asta. Din toate poveștile pe care prietenii mei mi le-au adus din Bulgaria, da, au fost așa la început. Dar de ce nu vă luați concediu cu noi? Asta înainte de concediu. Și poveștile de după au fost: mai bine că nu v-ați luat concediu cu noi. Da, mai bine. Adică e o chestie așa, nu îi găsește echilibru, pentru că foarte multe cunoștințe, foarte mulți prieteni și-au luat concedii acolo. Au fost, s-au întors total nemulțumiți de calitatea produselor ce le sunt oferite. Mă refer la mâncare, la băuturi și așa mai departe. De modul în care ți se spune că au 100 de locuri la parcare, dar de fapt primele 10 sunt gratuite, restul 90 restul trebuie să plătești 30 de euro pe zi sau nu știu cât și așa mai departe. Și atunci mă gândesc că și la ei e exact ca și la noi. Nu. La ei poate că singurul lucru care este un atu este că ei au început acest regim hotelier all-inclusiv. Am zis că au și undeva un ultra all-inclusiv mult mai devreme decât la noi. Și atunci, probabil că cei care și-au achiziționat bilete acolo au făcut un minim calcul de genul că plătesc cazare, mai plătesc și alte mese dacă mă duc în România, da, și mănânc, da, la un restaurant și atunci ajung mai scump decât dacă mă duc acolo. Asta unde clar, într-o sumă de... Nu am nicio grijă, m-am dus, n-am nicio grijă decât zi, da, și cele trei evenimente ale zilei sunt micul dejun, prânzul și cina. Exact. Cred că ăsta este. Da, într-adevăr, diferența este foarte mare între ce am auzit și eu și ceea ce, ai găsit ce am găsit la fața locului. În care ai mers acolo. Acum nu vreau să fiu rea, probabil că sunt și resorturi extraordinare în care sunt, dar sunt la care fel sunt de foarte scumpe, care sunt Turcia foarte bine și amenajate alta... și exact, care probabil și care probabil că au mult mai bine au condiții mult mai, au condiții mult mai bune. Da, da. Dincolo de faptul că șpaga trebuie să fie prezentă ca și în România, ca să parchezi unde trebuie și zic, mai departe. Oameni sunt ei. Oameni sunt și ei. Și cu siguranță. Și cu siguranță asta se întâmplă în multe locuri. Dincolo de asta, ce ți s-a părut a fi diferit față de ceea ce te așteptai să fie la hotel? Eu am mers cu copilul meu. Și a fost motivul pentru care am rămas până sâmbătă. Dacă m-aș fi dus singură, cu siguranță a doua zi aș fi plecat, pentru că pentru mine a fost un șoc când am parcat mașina și am văzut hotelul. Și stai un pic, că nu e ca cel din da, poze. Da, da, da. Adică am avut un șoc eu inițial. Am zis că nu este hotelul acela și că ar trebui să ne reorientăm și să căutăm. Că sigur îl găsim noi pe ăla frumos din sigur poze. Sigur găsim pe cel frumos din poze, da. Și frumos amenajat. Și bun, am trecut de șocul unei prime vizualizări. După care când am intrat am avut la fel un alt șoc, pentru că nu era exact ce spuneați. Nu era nimic ca în pozele pe care eu le-am văzut. De la recepție până la camera de hotel. Totul era diferit. Singurul lucru care, într-adevăr, a fost ca cel la care mă așteptam este că, într-adevăr, am plătit o cameră cu vedere la mare și am primit o cameră cu vedere la mare. Da. Asta a fost, ei bine, măcar asta a fost singurul lucru, da, pentru care a și bătut cu lucrul la care m-am gândit când am plecat eu de aici. În rest, nimic. Diferit, total diferit. Total diferit. Te întreb un lucru, Eliza, așa cum tu te-ai uitat pe internet și așa cum ai fost de acord să mergi acolo, hei, uite ce frumos arată, absolut, noroc cu prietenii ăștia ai mei că au ales, să vezi ce frumos o să fie. Da. Oare așa sunt păcăliții românii să meargă și când ajung acolo fac ceea ce ai făcut tu? Adică, tu ai spus așa, domnule, aș fi plecat dacă eram singură, dar eram cu copilul, eram cu prietenii și am mai rămas. Da. Oare mizează ei pe chestia asta atunci când nu fac lucrul ăsta? Cu riscul de a fi răutăcioasă și sau poate să pic un pic în dezaprobiu, o parte din românii care merg acolo merg pentru acele mese bogate. Lucru care de oferă... care la un moment dat hotelierii bulgari s-au plâns. Probabil că da, sincer și uman, chiar mă gândeam la cei care debarasau mesele că este un adevărat chin. S-a redus cantitatea la anumite hoteluri din acele mese, da, inclusiv tocmai din cauza faptului că se consuma extrem de mult. Da, da, da. Eu chiar cred că o mare parte din atul pe care îl are regimul hotelier din Bulgaria este faptul că oferă această mâncare multă,
nu zic și de o foarte bună calitate, dar multă. Și probabil că în subconștientul lor se gândesc că este și gratis, dar ei nu știu, se gândesc că ei chiar și-au plătit mâncarea aceea. Și cu siguranță. All inclusiv, faptul că băuturile sunt la liber și tot acest regim de mâncare-băutură acel stil la liber. De foarte mare relaxare, oamenii se gândesc, doamne, mă duc o săptămână, nu gătesc, nu mă interesează de mâncare, vine unul și mi-aduce sau mă duc și mi-au cu farfuria și nu mă interesează decât bufetul ăla, băuturile la discreție și așa mai departe. Și uite așa, și uite așa ne trezim păcăliți. Cu toții că ajungem într-o țară străină în care autoritățile, și asta vă spun pe propria mea experiență... De data asta e pe propria piele. Da, este indubitabil, nu te ajută. Eu cel puțin n-am mai prins acea intervenție, acea extraordinară intervenție a autorităților române, care s-a întâmplat la peste 24 de ore de la incident. Deși eram extrem de contrariată, pentru că vedeam și rulau pe televizor știri de genul cu autoritățile române care au intervenit prompt. Unde au intervenit prompt? S-a intervenit la nivelul telefonelor. Nu, s-a intervenit exact ce am și spus și mai devreme. Afară era vopsit gardul și înăuntru era leopardul. Adică toată lumea, și toate autoritățile bulgare, române, ce bine intervenim, ce prompt, ce și la nimeni, și la noi nimeni nu venea. Pe noi nimeni nu ne-a întrebat o clipă. Cei cu noi, dacă avem nevoie de ceva, dacă putem să plecăm, cum putem să plecăm? Per total, în acest weekend, peste 1200 de români au fost blocați la bulgari. Ca să creăm un fir logic al evenimentelor, ajunsul tău în Bulgaria a fost marți. A fost primele marți. Zile, cum ți s-a părut regimul și cum ți s-a părut, nu știu, hai să te întreb, ți s-a părut vremea în neregulă? Că la noi toată săptămâna a fost foarte capricioasă. Nu, și acolo a fost la fel. Acum ce să zic, eu nu puteam să acuz pe nimeni că vremea era proastă. Dar deci ți-a trecut prin cap la un moment dat că ar putea să fie nicio clipă. O ploaie extraordinar de mare sau ceva de genul ăsta? Nicio clipă. Că la noi în țară ai văzut, de câteva săptămâni ne confruntăm cu inundații venite așa peste noapte. Ok, era o vreme de genul ploua, după care dădea soarele, apucam de repede să ștergem în șezlongul, ne stăteam un pic la soare, după care... Următoarea ploaie și apărea următoarea ploaie în 20 de minute. Și ăsta cam era... Un dute vino. Exact. Avantajul în acest lucru era că hotelul fiind pe malul mării, aveam timp să urcăm repede sus și ne puteam reîntoarce la fel de repede să facem plajă. Bine, câtă plajă am făcut. Să beneficiem de marea minunată. De mare și de soare. Da. Deci, asta a fost vremea. Asta a fost vremea. Acum ce să vă zic? Eu nu m-am dus nici să mănânc și nici să stau acolo. Într-adevăr, lucrul care mă consola era că stau și pot să mă odihnesc și pot să dorm, că ceva nu puteam să facem, lucru pe care aici mi este mai greu să-l fac într-o zi normală. Și să stau cu prietenii mei. Un pic de relaxare și am zis, ok, și până la urmă asta este, trebuie să iau partea bună, că sunt cu prietenii mei și stăm, vorbim. Măcar țin minte, data viitoare nu mai vin și aici, adică ceva, deja undeva pe miercuri joi mă cam resemnasem și mă bucuram de faptul că copilul meu era cu prietenii, cu lui și pentru mine asta era cea mai mare consolare. Cu siguranță, copilul nu gândește toate grijile astea cum le gândește mama și automat a ajuns la mare, la soare, la plajă. La mare, la soare, nu, la mare. La mare, se simțea la bine. Mare. Și atunci, se simțea bine și atunci pentru mine a fost... Ca să nu-l rup din mica vacanță și să spui mama, mergem acasă că nu mergem place acasă hotelul. Că nu se poate, uite, nu ne place hotelul. Nu am zis ok, până la urmă asta este, nu plec cu mobila, nu plec cu hotelul, adică chiar am încercat să-mi găsesc motive să vezi doar o parte aceea. Chiar așa gândeam, nu contează până la urmă, asta este o învățătură de minte, poate altă dată să fiu mai atentă și nu neapărat pentru mine, pentru toți ceilalți, pentru că lucrurile au fost cu toată lumea a avut cele mai bune intenții. Să-mi aleg o altă perioadă. Eu anul trecut am fost la fel, în iunie, a fost o vreme extraordinară. Nici nu mă așteptam ca acum în iunie să plouă în așa mari cantități. Cred că nimeni cantități. Nu s-a aștepta. Da. Avem 3 săptămâni aproape de când avem niște grave probleme cu vremea. Da. Cum ar fi de miercuri încolo, din câte spun meteorologii. Spre finalul vacanței, bănuiesc că toată lumea aștepta să se încheie și să... Eu nu eram pregătită să vin de sâmbătă, îmi pusem deja planul, plec de vreme, bine, până să vină toată nebunia, plec de vreme, să am timp să-mi fac eu toate treburile. Și
joi seară, am stat cu prietenii un pic până mai târziu, începuse să plouă, da, foarte corect, începuse să plouă, ne-am stat un pic de vorbă până mai târziu, târziu însemnând 11-12 noapte, pe care am mers la culcare, nu era absolut nimic decât că ploua. Ne dându-mi eu seama că ploua inclusiv pe telefonul meu în cameră, pe încălțăminte, da, bun. Dimineața a fost foarte haioasă, că bate în ușă unul dintre colegi și mă roagă să ies afară, ușa mea dând exact în parcare ca și vedere. Și vă dați seama ce șoc am avut când am ieșit și am văzut cum mașinile pluteau. Fantastic. În parcare. E ca în acea reclamă în efectiv, care... Efectiv, adică ai o senzație de genul că, ok, s-a întâmplat ceva, eu acum trebuie să fac ceva, să îndrept situația. N-ai timp să-ți plângi de milă. N-ai de ce sunt aici, că de ce... Nu. Este exact ca acea reclamă în care soțul își sună soția și ea spune că este la spălătorie exact, cu mașina, ei, iar mașina treaba... este scoasă din râu. Eu din am făcut treaba aceasta cu părinții mei. Părinții mei sunt... S-a întâmplat în realitate. Ambii cardiaci și... Vineri când vedeau pe televizor că rula știrea cu Albena, care bine, nu trebuia cu Varna, să găsești cu Varna, o variantă. Da, 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 ei mă sunau și mă întrebau cum este acolo. Va, e frumos, ne suntem la plajă și ne eram cu apa până la glezne și nu puteam. I-au aflat abia când am venit, le-am spus că de fapt și eu am fost acolo în mijlocul evenimentelor. Foarte dificil. Spune-mi însă de ce dimineața te-a trezit unul dintre prieteni pentru și nu că a spus eu, treziți ăsta, de cei de la exact, hotel. Exact, exact. Ăsta este un lucru pe care eu l-am reproșat celor de la recepție. Că nu cred că trebuia să facă dimineața ca să care am ca fost aflați. Extrem de contrariată și care mi s-a părut o mare anomalie. Faptul că deși hotelul avea alarmă, era alarma centrală jos și la fiecare cameră... Bineînțeles, așa alarmă, cum este și normal să existe. Nu... Bun, nu poți tu să bați la atâtea uși, că era un hotel de 9 nivele. Dar era cazul mare, să... Mare, înalt, adică nu puteai să spui că ai, eu știu, două etaje și... Și le iei la rând pe toate. Mă gândesc că, na, personal nu făcea față, dar atunci sun la alarmă. Și lumea iese, vedeau în momentul în care noi ieșeam, bine, ne dădeam okay, seama motivul la pentru început, care. Dar ne reveneam după aceea și era mult mai ușor. Preferam să trec peste șocul acela, că eram scoasă cu alarma din cameră să văd ce se întâmplă, decât să am șocul să-mi văd mașina în apă. Clar îl preferam pe acela. Toată lumea stătea extrem de calmă și la recepție și la toată lumea. Mă refer la personal din hotel. La angajați și la bulgari, cei care da, erau acolo. Da, da, da. Toată lumea foarte calmă. Se preocupa că... Trebuie să șteargă apa din hotel, că în hotel ploua ca afară. În momentul în care eu mi-am luat telefonul și am sunat de dimineață și am dat primul telefon, i-am reproșat interlocutorului că nu vorbește foarte bine, gândindu-mă că n-are semnal sau că eu știu ce altă treabă se întâmplă, dându-mi seama când am urcat în cameră telefonul? Că telefonul meu era pe o carte și cartea era udă fleașcă. Adică ploase și... Adică nu doar că apa ia gata să ia mașina din parcare, ci plouă în hotel. Exact, exact. Am vrut să mă încalț. Mi-am dat seama că încălțămintea mea era umedă. Avea ploase și în încălțăminte, adică ploua efectiv peste tot. Și se scurgea apa pe la încheietura de la tencuială, prin neon, pe unde avea loc. Se strecura. Păi stau și mă întreb cât de sigur este un astfel nu, de hotel. Nu, nu este. Păi, în cazul hotelului de lângă noi, care era identica și structură, acela s-a fisurat, nu știu cât de mult s-a prăbușit, dar s-a fisurat undeva pe la jumătate și terasa efectiv a căzut. Pentru că pe la două, după ce noi eram sătui să așteptăm intervenția autorităților, bun, am văzut apa. Eu cel puțin, eram ferm convinsă că atunci lucrurile ori să înceapă să se precipite. Da, 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 și o că autoritățile autorități, ori să vină, da, 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 așa o să vină să se întâmple. Exact, cum e ISU-ul ăsta al nostru care vine să bravo. Scoată apa din curte. Okay, exact, mă gândeam că o să vină cu o pompă, că o să înceapă să scoată, exact. Că o să facă ceva. Exact. Și atunci nimic, toată lumea stătea și aștepta cum a venit apa, așa să se și ducă. Într-adevăr, s-au făcut... Un proces ala lung în care noi stăm și măsurăm cu centimetru să vedem cât s-a mai zvântat, nu? Exact. Păi eu asta înțeleg. Noi la un moment dat cam asta făceam, pentru că un singur proprietar nu a vrut să scoată apa sau nu a avut interesul, nu știu, să scoată apa, să scoată mașina din apă și atunci mașina era undeva la marginea pădurii și noi ne uitam la acea mașină să vedem că dacă putem să-i vedem luneta, a mai scăzut apa, dacă a ajuns la număr clar, a mai scăzut apa și așa ne-am uitat o zi și jumătate până când am plecat eu.
Deci stăteam efectiv... Adică o zi și jumătate ați stat și ați măsurat de vineri, eu am fost printre primii în care am plecat pe picioarele noastre. Cu mult curaj, aș zice eu. Da. Când am văzut că nimeni nu face nimic, deci nu am avut curent, nu am avut mâncare, nu am avut apă, ni s-a dat vineri un sandwich cu un parizer pe care nu vă puteți închipui, cu chifle pe care le-am găsit, unele erau și mucegăite. Probabil că ce s-a mai găsit de mâncare? Eu mă îndoiesc că acolo. Un hotel care oferă un regim all inclusiv nu are mâncare și, și își face aprovizionarea de pe o zi pe alta. Eu cred clar că a fost o... Că nu au vrut să... Au făcut o mică economie. Și-au exact, profitat de situație. Exact, n-au vrut să-i rosească în momentul respectiv, și-au zis, bună. Bun, ia mâncați voi nimic, că e mai bine. Spune-mi un lucru, te rog frumos, care era atmosfera în hotel? Cu siguranță acolo nu erau cazați doar români, cu siguranță bun, erau cazați și alți turiști. În hotel, într-adevăr, mare parte procentual erau români, dar erau cetățeni din Republica Moldova, erau ucrainieni și cei mai favorizați erau rușii și nemții. Ce se întâmplă după ce... Toată lumea a început un pic să și a verifica mașinile, care, cum, în ce situație se află. Cred că era prima grijă, dacă suntem eu sănătoși. Eu personal rest... asta am făcut. M-am dus, m-am schimbat și am intrat în apă. Vă dați seama ce senzație ai când intri în apă și vezi că apa este cu ulei de mașină. Deci apa deja era cu ulei de mașină. Pentru că spălase erau... toate... Nu, apa intrase... în baia de ulei a mașinilor care erau, îți dai seama că tot uleiul ăla s-a amestecat cu apă și uleiul era plutea deasupra, da, exact. Bun, v-am zis, din fericire, la mine salvarea mașinii a costat 10 euro și când m-am dus dimineața la 8 nu era apă în ea, la mine apa a intrat în mașină după ce a mai crescut, pentru că ea nu scădea, ea creștea, având în vedere că venea de pe versanții din spatele hotelului și abia se tot acumula și aia, exact, și acolo era exact. O groapă care acumula apă. Da. Și era foarte ciudat pentru că noi vedeam jos cum coborau turiști cu bagajele făcute. Eu una personal chiar am crezut că sunt turiști cărora le expiră sejurul. Și nevenind cu mașina, așteptau mijloacele de transport care erau de fapt camioanele și care îi luau în benă sau un singur camion care era acolo și care putea mai aduna. Da. Și inițial ni s-a spus că nu se va urca în camion, nu se vor urca în camion decât femeile cu copii mici și i-am văzut și pe acești turiști. Bun. Dacă cu o seară înainte, că atunci când ne adunam în recepția hotelului, nu ne prea înțelegeam unii cu ceilalți pentru că nu vorbeam aceeași limbă. Cu siguranță. Marea majoritate. Ne-am dat seama vineri, când ca fiecare suna familia sau încerca să obțină relații, se mai apropia câte o persoană și zicea, ce vești mai aveți? Și atunci tresăreai, efectiv, pentru că cu o seară înainte nu se întâmpla lucrul acesta. Nu știai că... Și atunci ne-am dat seama, stând acolo de vorbă, că noi eram românii, moldovenii și ucrainienii câțiva. Bun. Când s-a dat curentul, eu mi-am contactat agenția de turism, pentru că eram extrem de revoltată că nu ne sună nimeni și că suntem acolo, lăsați de izbeliște. Și la un moment dat, doamna, după un al 11 la telefon, mi-a zis că ar fi bine să ne înscriem pe lista de evacuări, că și mâine va ploua. Și să plecăm, să ne lăsăm mașinile acolo și să plecăm. Vestea asta... Nu, dar la mine prima lecție a fost ok, dar care listă? Există o listă? Păi normal. La 9 seara vorbim. Vesta, hai, un 8 seara. Bun, care listă? Ce face cineva o listă? Ce se întâmplă? Și a zis, păi nu, lista de la recepție. Adică există o listă, adică la există recepție. O listă de evacuare. Și noi stăm să păzim de la exact. Balcon. Exact. Și noi stăteam ca niște privighetori și drăguțe. Și ne uitam și ne gândeam că ceilalți și-au terminat concediu. Și ne uitam cum plecau acei oameni, neștiind că noi eram extrem puteați de fraieriți. Puteați fi cot la cot cu ei, adică da. Puteați pleca în același. Bine, eu vreau să vă zic că eu mașina nu mi-aș lăsat acolo, adică găseam, asta mă urcam clar. Pe ea acolo și nu plecam. Asta clar, da. Dar erau, e vorba de o regulă. E vorba erau familii cu copii mici. Tocmai. Care puteau adică fi poate duse erau de oameni acolo. Care voiau care să spună, las Dumnezeului de mașină și exact. Mă întorc eu să o caut peste o săptămână sau ceva exact. De genul. Dar exact. Nu stau în hotelul ăsta cu copilul mic în condițiile în care hotelul de lângă pe aceeași exact. Structură s-a prăbușit bun, jumătate. Pe la ora 2 și jumătate noi vedeam că merg mașinile în direcția opusă, elicopterele care survolau zona
și nu înțelegeam ce se întâmplă, să aflăm după. A, și văzând cum îi mai ridica pe câte unul cu elicopterul. Inițial eu chiar am crezut că este un turist care, având în vedere situația creată, suferă cu inima și este rău și ca îl ridică, că era singur. Exact, are probleme medicale. La care totuși îl vedeam pe omul respectiv că el urca așa, singurel, țanțo. Și să ne dăm seama că, de fapt, se prăbușiseră terasa hotelului și omul respectiv nu era nici în hotel, nici în mare. Urma să ducă în mare cu terasa cu tot. Și atunci singura posibilitate era... A fost să fie preluat cu elicopterul. Cu elicopterul, scenă da. Scenă fantastică. Dacă venea cineva și spunea că se poate întâmpla așa ceva fix acolo, fix în concediu, nimeni n-ar fi fost de acord și n-ar fi zis că există vreo șansă să vedem așa ceva. Luăm o mică pauză de publicitate, vedem o parte a doua, de ce Dumnezeu ne căutăm vacanțele în alte țări, în loc să investim banii în România, să lăsăm bănuți aici, să meargă corect, tot la noi. Corect, încurajăm turismul. Exact. Doamnelor și domnilor, câteva minute de publicitate și întoarcem imediat în platou. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, și discutăm, așa cum vă spuneam, cu Eliza Panait pentru a afla care sunt dezavantajele unei vacanțe stricate de vreme și numai de vreme, și de autorități, aș spune eu. Spune-mi, te rog frumos, în condițiile în care mașinile plutesc, parcări inundate, hotel lângă dărâmat și așa mai departe, cu siguranță, din tot grupul de români ce se afla acolo, cineva a dat un telefon la o ambasadă, la o autoritate, la ceva. Care a fost răspunsul? Eu am fost dracul dracilor. Pentru păi, că sincer, într-o astfel de situație, cred că și eu aș fi același. Pentru că, în afară de faptul că cred că am terminat-o pe... Pentru că în hotel nu rămăsese decât managerul de hotel și doamna de la recepție. În rest, nu mai era nimeni. Sau cel puțin vizual, noi n-am mai văzut pe nimeni să vină. Știu să se ascundă bine. Știu foarte bine să se ascundă, da. Și atunci când am văzut că... Eu ce am cerut de vineri seara? Eu vineri seara am cerut doamnei de la recepție și doamnei manager să mi se pună la dispoziție o platformă pe care o voi plăti eu. Cu siguranță. Pentru că mașina mea, nefiind foarte afectată și pentru că ea putea fi pornită, dacă venea o platformă și mi-o scotea la uscat, era niciun fel... Puteai pleca era în regulă. Când? Puteam să plec oricând, inclusiv să plec seara. Adică aveam tendința și disperarea să ies de acolo încât aș pleca și la 9 seara, aș fi ajuns în România și rămâneam noaptea... O soluție bună, poate să pleci noaptea din cauza că nu știai cum iese drumul... În rest. În rest. În rest, și da. Și te puteai lovi de o astfel exact, de situație exact, în altă parte. Exact, exact. Da. Și atunci, undeva în jurul orei 21:30, am sunat la ambasadă pe numărul de urgență. Într-adevăr, mi s-a răspuns nu știu câte oară după ce am sunat. Și i-am zis că sunt cetățean român, sunt în Bulgaria, ce s-a întâmplat, știa oarecum situația și răspunsul a fost că dumnealui a sunat autoritățile bulgare și că a fost informat că se lucrează, că este în regulă și că toate sunt bune și frumoase. Păi așa din vorbe toate zis, lucrurile arată eu bine. Eu ies afară, este 21:30, nu se aude nimic, ce se lucrează. Într-adevăr, făcuseră pe timpul zilei două... tranșee, să le zic, ca să ducă niște apa șanțuri în... Șanțuri care șanțuri, să... Două, exact, două șanțuri să curețe. Prin care se ducă apa în mare, dar la un moment dat nu se mai duceau. Ele se... Băltea deja. Băltea pentru că probabil că deja intervenea mălul, interveneau exact. Frunzele și exact. nu mai mergeau. Și apa deja stagna. Noi ne-am dat seama că ea stagnează. Eu am cerut platforme, mă uit la imagini și deja mi-aduc aminte și nu... Ceream platformă să pot să-mi scot mașina să ies la uscat. Am zis, ok, o scot la uscat și mâine dimineață merg pe jos până unde am mașina și plec exact. În România. Ăsta era singurul meu gând, să plec în țară, să ajung în țară. De la recepție seara mi-au zis, nu e nicio fel de platformă, nu găsim. Păi bun, dacă eu parcam mașina nu știu unde și puteți să încercați, dar nu v-ați pătui, să mergeți în Bulgaria sau mergeți într-o stațiune să vă parcați peste mașina tot, ilegal, siguranță... vă va ridica în 5 minute, vă asigur exact. De asta. Exact. Deci, bun, știm astfel de povești, cred că corect. Nu este turist care a trecut prin Bulgaria și exact. Să n-aibă de-a face cu astfel de situații. Exact. Și atunci am zis, eu vreau platformă. Eu plătesc, nu există, nu avem, nu cunoaștem. Bun, azi nu este niciun fel de problemă. Iau platformă din România.
sun în România, exact, în 3-4 ore, în funcție de dacă e Constanța sau nu știu ce alt județ, îmi va ajunge aici. Nu, să nu sunați, că nu lasă poliția să treacă platforma. De unde regulile păi astea? Cum să nu? Păi că nu, că nu poate să treacă prin apă. Ba da, ea putea să treacă la un moment dat seara, cum scăzuseră, mergea să treacă platforma. Bun, asta ne-am culcat, hai să ne culcăm, vedem mâine, ne-am făcut bagajele de seara, sperând din tot sufletul ca până dimineață să scadă, să pot să trec cu mașina prin mijlocul apei. Că eu dacă mutam mașina de unde o aveam, eu deja aveam mașina apa până la scaune. Dar pornea. Aici puteam, dar dacă singura mea teamă era că o voi duce în mijlocul apei și cu siguranță acolo va rămâne. Bun, și dimineață când m-am trezit și am văzut că ea nu mai scăzuse, dar nu foarte mult, ne-am unit mai mulți români, am mers efectiv prin apă cu picioarele ca să vedem până unde ajunge, cât de mare, cât este, de mare este nivelul apei și să găsim o cale de ieșire, să ieșim, să scoatem mașinile pe plajă. Ca să putem să ieșim de acolo, pentru că... Oricum, soluții periculoase pe orice, în orice mod le-am luat, pentru că nu știai niciodată dacă undeva e rupt drumul în față, dacă undeva deci mă uit e, că ceea ce arătați dumneavoastră este locul prin care noi am ieșit, dar era un pic mai devreme, unde se surpa faleza. Noi pe acolo am ieșit. Deci pe acolo am ieșit și am reușit. Nu știu, sunt toate imaginile pe care cei de acasă le pot vedea în aceste momente, sunt surprinse exact de cameraman amator. Da, da, sunt filmate sunt de către de cei care au fost acolo, de români, că și noi am pozat, pe, am filmat. Pe spatele am... lor se aude vocea românilor, da, da, care spun da, cum plecăm de aici. Da, da, da. Deci noi exact de aici, pe aici am ieșit, dacă vedeți, cred că am ieșit penultimii, că deja începea să se aglomereze toată lumea. Să se surpe faleza. Și pentru că noi au plecat două mașini înaintea noastră, am văzut că pot să treacă prin mijlocul apei, că la un moment dat ne-a fost frică să rămânem acolo. Deci noi... Asta spun, să nu fie depozitat să vă fi blocat în mijlocul apei. Da, mijlocul am zis apelor. Bun, și când am văzut că au trecut și că n-au rămas, am zis bun, mergem. Ne-am urcat bagajele de urgență în mașină, ca să nu mai zic că atunci când am plecat de la recepție, că nu pot să ne dea buletinele, că nu le merge sistemul, parcă... Da, te întreb un lucru, care ar fi fost scopul lor? Să vă mai țină, indolența. Să nu plecați. Nu cred că era niciun scop. Până la urmă noi ne-am plătit sejurul și dacă am stat asta și dacă înțeleg. N-am stat. Adică în locul lor le-aș fi dat Dumnezeului buletinele mai repede. La un moment dat o doamnă care a avut dorința să-și continue sejurul mai avea cât că undeva în jur de 5 zile și când a primit pachetelul de dimineață însemnând, nu știu, 3, 4, 5 cornulețe, m-a întrebat pe doamna de la recepție când or să reintre lucrurile normal. Ca să poată primi acele mese normale. Mese, păi, apă caldă și mi s-a răspuns că aici este în Bulgaria. Pentru că voi nu ați avut nici curent o vreme. Eu n-am avut curent de vineri de dimineață până vineri undeva în jurul orei 18. Atunci a venit curentul. Ne era teamă cu telefoanele mobile. Bateria de la telefoane. Da, și... că nu o să ne mai țină bateria și eu, una personal, scoteam bateria, o introduceam când doream să dau un telefon, iar scoteam bateria pentru că nu știam cum or să... De acum noi chiar întrebam dacă au lumânări ca să putem să ne scoatem ochii prin hotel pe acolo, că era și foarte mare. Cu atât mai mult cu cât existau și copii în aceste grupuri de români. Da, și... eu chiar am avut așa un sentiment tare neplăcut când seara dăduse deja drumul la curent, funcționau lifturile și a urcat un domn cu mine care mi-a zis că copilul lui s-a culcat nemâncat. Te mișcă un pic pentru că te gândești că omul a plătit un concediu. Dar asta cu mâncarea nu înțeleg. Deci nu, asta nici eu nu... n-am înțeles și vorbeam cu prietena mea și părerea ei a fost ceva de genul, bă, ăștia au mâncare în magazie, dar ăștia nu vor să scoată și profită de treaba asta. Cum Dumnezeu să mai aibă mâncare, așa cum ai spus și tu? Ca să vă dați seama că era un dita mai hotelul plin de oameni, cât mai economisi ceva într-o zi. În fiecare dimineață, da, dar nici au făcut eu o economie că... consistentă sigur, sigur, la treaba sigur, asta. Da, da. Au economisit și curentul care n-a fost o zi curentul, care s-ar fi bine, consumat eu stau și mă normal. Gândesc că au făcut foarte bine, că la un moment dimineață i-au scos din priză tot, pentru că clar dacă ar fi intrat cineva în apă, pentru că era apa inclusiv în hol. Uitați-vă, dacă vă uitați la imagini, aceștia sunt români care se mobilizau să-și ducă... Să-și scoată mașinile de acolo. Să-și scoată mașinile de pe marginea pădurii, să le ducă pe plajă. Nu că ar mai fi pornit, nu, dar să iasă apa să din ele. Să le scoată ele de acolo. Da, da, da. Numai că bălta e efectiv. Da. Eu întreb un lucru. Astăzi, la televiziunea națională, pe mine m-a surprins
o anumită atitudine. Români care își scoseseră din mașină aproape tot, puseseră pe uși, lăsaseră toate mașinile cu ușile deschise și ei stăteau la plajă. Da, bă, un... Și au spus, da, am văzut și lasă că se usucă, ai văzut. Am văzut și eu, eu am fost, cred că la un moment dat, chiar dedusem într-o isterie pentru că mă enerva maxim când eu treceam prin holul hotelului încercând să sun la ambasadă, să sun, să caut o rezolvare, să ieșim de acolo, pentru că mai ales când mă sunau cei de la agenție și îmi spuneau să vă treceți pe lista de evacuare, că și sâmbătă va ploua. În condițiile în care voi nici nu știați că există o listă de evacuare, asta mi se pare cel mai frustrant. Mi se spuneau că, nu știu pe unde, la Varna sau între Varna și Albena, erau mașini care erau trase în apă. La noi parcarea era extrem de aproape de malul mării, extrem, adică era o distanță foarte mică pentru că hotelul era pe malul mării. Și când treceam prin holul hotelului și lumea avea o... Acel circuit normal, banal. Un circuit normal, treburi de... Mai stăm de vorbă, mai nu știu ce, mai jucăm o tablă, mai totală. Mi se pare fantastic. Jucăm un remi, mai... cum te poți să joci table și remi când tu ai mașina? Dacă... Exact. Eu nu aveam casco la mașină, era un groaznic pentru mine. Știu că n-am casco la mașină și mașina poate să ajungă în mare dacă mă culc. Și în afară de asta stau și mă întreb dacă autoritățile bulgare în momentul în care suntem așa nu dau niciun semn. Păi dacă mă trezesc și fără mașină sau cu drumul rupt până la hotel, cum Dumnezeu pot să plec de aici? Ce mi se întâmplă? Deci eu v-am zis, singurul meu gând era să plec de acolo pe cont propriu, să încerc singură să-mi găsesc o cale de ieșire. Nici măcar nu mai așteptam. Mi-am dat seama la un moment dat că totul este o chestie de marketing, de faptul că eu auzeam autoritățile, fac, se mișcă, drag, iar noi, la noi n-a venit. Deci gândiți-vă că... O mascare efectivă a ceea ce s-a întâmplat de fapt. Vineri de foarte dimineață, iar eu am părăsit stațiunea sâmbătă în jurul orei 8 dimineață, 8 și jumate, 9 chiar. Ei, în toată această perioadă nu a venit un reprezentant al vreunei instituții să stea măcar de vorbă cu noi, să ne spună oamenilor, stați calmi, mai ales când vedeam elicoptere că survolau zona, pompierii, bine, două mașini de pompieri, dar erau. Da. Ideea e că treceau doar prin fața noastră așa și noi mai vedeam cum sunt duși diversi turiști și noi stăteam acolo degeaba. Și așteptam să pice salvarea din cer. Deci vă spun, eu am fost extrem de contrariată, am ajuns acasă și mă uitam, am deschis televizorul să văd că se spunea că autoritățile române s-au dus și au intervenit. Nu, suntem nebuni. Ce au intervenit? Când intervii? Nu poți să faci dintr-un eveniment un moment doar pe agenda zilei a ta ca și ministru al turismului. Nu există. Cine înghite așa ceva? A fost trimis ieri un autocar ce a ajuns aseară și a preluat câțiva români. Duminică. Total... De ce? Pentru că ceilalți au încercat să-și găsească singuri o cale de ieșire. O cale de ieșire. Sigur. În total... Ieri se numărau peste 1200 de români care au avut de suferit. Sunt 14 morți, dar niciunul de origine română și 3 din câte am înțeles, 3 persoane date dispărute care au fost luate de marea învolburată. Mi se pare pentru un weekend. Uitați, cum vedeți mașinile în mare. Exact. Da, exact, mașinile sunt în mare. Acestea sunt pe stradă, efectiv, făcute grămadă de puterea apei. Noi vă închipuiți-vă că orice om normal, cu mintea la cap, când își vede mașina acolo, nebunește. Cu siguranță. Nu poți stai să joci remi. Cu siguranță. N-ai nebunit. Nu, mi se pare o lipsă de logică să faci chestia asta în condițiile în care nu știi când poate să vină o ploaie asemănătoare. Și dacă prima a făcut astfel de ravagii, e bine, următoarea îți va distruge terasa cum s-a întâmplat aproape de voi sau poate că va mătura o bună parte din hotel sau toată seama, parcarea. Când m-am culcat vineri către sâmbătă și nici nu știu vedeam cum s-a putut dormi. Că plouă prin cameră, că plouă în hotel, că adunau apa de pe hol și nu înțelegeam de ce la oră la etajul 1 este apă, că nu, hotelul avea 9 etaje, adică nu era pentru că atât cum de bine se infiltra apa prin toate încheieturile, era clar că ăla nu mai era rezistent. Pentru că atât de bine este construit și pentru că atât de rezistent este un astfel de hotel. Sincer, părerea mea, având în vedere ce am văzut acolo, este că aceea este o zonă
predispusă, că nu este prima dată când s-a întâmplat lucrul acesta. Așa cred și eu, tocmai din atitudinea autorităților. Deci nu are cum, zona era, cum este poziționată, era clar că era o zonă în care se aduna tot ce înseamnă apă, de la râu, de la... Colecta efectiv. Era o zonă colectoare de apă, clar, deci fără doar și poate. Și atunci erau extrem de învățați, poate de aceea pentru ei nu a fost un eveniment asta, de ustă, spuneam de alarma, s-a mai întâmplat și acum... 3 exact. Săptămâni. Cred că ei sunt, sunt obișnuiți, da. E deja o banalitate. Da. Te întreb un lucru. Din punctul meu de vedere, cred că orice turist care pleacă în afara țării, atunci când pleacă, trebuie să aibă numărul de la ambasadă, să aibă un, număr eu de am telefon avut noroc, de la o platformă, de la să ceva. Să știți că da. Deși poate că cine ne-ar auzi, ne-ar spune, hai domnule, stai puțin, dar acum mă duc și-mi iau toată agenda telefonică cu mine. Să știți că am plecat în inconștiența mea. Am plecat fără asigurare medicală. Nu că iubesc efectiv, prea mult pe cei cu asigurările, dar știu da. Că este deși foarte stau important. Și acum și mă gândesc că oricum n-ar fi făcut 3 lei o asigurare medicală în Bulgarie. Nu cred. Asta da. În schimb, am regretat că nu am casco la mașină și probabil că în următoarea perioadă mi-l voi face, clar. Dar da, este foarte bine atunci când părăsim țara să eu am avut noroc că am plecat cu tableta și acolo eu care sunt, n-am timp, eu n-am timp să șterg mail-urile. Și rămân toate acolo mult timp. Și atunci mi-am dat seama că e bine să-mi caut, când mi-a venit curentul, să-mi caut numele agenției și am contactat agenția. Iar numărul de urgență de la ambasadă mi-a fost trimis furnizat de către un foarte bun de prieten agenția. Când sună. Da, sună la ambasadă și încearcă să iei legătura cu ei. Dar da, când pleci, e bine să ai... Stai acolo undeva în telefon la notițe, oriunde ești. Ai un număr de la ambasadă, numărul de telefon al agentului de turism. Agentul, dacă pleci printr-o agenție de turism, al agentului de turism, da. Un număr de telefon de la ambasadă, da. Acele numere clasice care înseamnă la ei spital sau orice altceva și multe alte chestii de genul ăsta, pentru că nu se știe niciodată. Și când plecați, oameni buni, să vă activați roaming-ul, că nu știți. Asta cu atât mai mult. Asta fără doar și poate. Că asta cu atât mai mult. Ai tendința să spui, nu vreau, uite, plec acolo și vreau să mă odihnesc, nu vreau să știu de nimeni și atunci nu vreau să mă sune nimeni. Lasă-l acolo să fie de urgență, că nu știi când ai nevoie și după aceea îți dai pumni în cap. Că pentru uite, dacă că, aveam activat, exact, dăm și eu 3 telefoane. Nu poți sta să păzești un telefon într-o astfel de situație, în condițiile în care ești inundat de la cap la coadă și nu știi dacă mașina îți va porni și poți pleca de acolo, să stai lângă un telefon care îți spune că n-ai roaming-ul activat sau că nu ai credit sau că... Tocmai de aceea, cred că ceea ce se întâmplă în ultima perioadă poate însemna poate trage un semnal de alarmă pentru cei care își iau vacanță și pleacă. Adică, ok, anul ăsta este unul foarte capricios, nu este prima dată în Bulgaria când se întâmplă asta. Da. Serbia a fost inundată și o parte din Turcia, am înțeles că Edirne a avut exact, o parte din Turcia, situație, la fel. Noi în România, să nu mai spunem că sâmbătă la Mamaia au zburat toate umbrele de pe plajă cu șezlonguri și așa mai departe, pagube de până la 50.000 de euro la o singură terasă de la malul mării. Deci un an capricios, cu atât foarte, să fim foarte atenți. Luate toate măsurile, privit de 10 ori un site, citite toate recenziile pe care le găsim. Aia, să știți că recenziile trebuie citite, pentru că românașul nostru când se întoarce de undeva și este dezamăgit, poate nu scrie atunci când este fericit. Când s-a dus undeva și a avut parte de un serviciu de calitate, poate nu accesează. E un site pe care domnilor, doamnelor, vi-l recomand din tot sufletul. Am fost acolo.ro. Vreți să mergeți undeva, accesați-l și veți primi... Eu am accesat acest site cu 2 zile înainte și am zis că nu e adevărat ce am citit. Dar cu 2 zile înainte nu aveți 2 zile, atunci m-am trezit și eu, că mi-am dat seama că plec și am zis ok, hai să văd unde plec. Și totuși, ce-ai găsit scris acolo nu s-a putut... Ba, să știți că ce-am găsit acolo era bine, mai era câte un domn, și doamnă, care zicea că s-ar mai reîntoarce, dar marea majoritate... Nu te-a cu privire la ceea ce vrea să urmeze. Vă dați seama că nu scria de vreme sau alte treburi, dar spuneau, nu, de un hotel de evitat, să nu vă duceți, să nu știu ce, și am zis, da, cum, ce să fac? I-a spus copilului, mergem. Asta e, la un cort, stă în față. Așa, pe final de emisiune, spune-mi ce a zis copilul cu privire la toată povestea asta. Da, eu am un copil mare, copilul meu are 14 ani și s-a purtat ca un adevărat bărbat. Mulțumesc mult. S-a purtat ca un adevărat bărbat, a fost lângă mine tot timpul, vineri seara către sâmbătă a zis, eu nu mă culc, eu stau aici îmbrăcat și păzesc.
Dacă vine ceva, ne trezim și ne mișcăm repede. Sâmbătă dimineață când i-am zis, gata, Alex, mergem și... Acum decolăm. S-a încălțat și a fost extrem de... Pe cât își dorea această vacanță, cu același zvâcnet a fugit. De seara asta lângă mine, am sunat la ambasadă, el era acolo, stătea, își nota câte un număr de telefon, un adevărat bărbat. Ei bine, contează foarte mult sprijinul. Adică chiar am avut un sprijin din partea lui, da, neașteptat, de altfel spre rușinea mea, că na, 14 ani, nu te gândești la 14 ani, poate să fie așa, se comporte ca un om responsabil. El s-a comportat ca un om responsabil, a zis, stau eu și nu mă culc, dacă vine iar, și bineînțeles că a stat până bineînțeles că l-a luat somnul, dar a zis, nu, eu cum, eu stau și păzesc. E foarte important faptul că a știut să ia situația asta, pentru că familiile cu copii care au trecut printr-o astfel de situație, te gândești că te întorci dintr-o vacanță și trebuie să-ți mai și consiliezi copilul, să-i explici ce s-a întâmplat și de ce au stat acolo blocați, fără curent, fără mâncare, fără multe alte facilități. Așa cum spuneam mai devreme, un turist care spune că și-a culcat copilul nemâncat, bine, cu siguranță... Din fericire, copilul meu este mare, este un adolescent și înțelege, dar când ai un copil de 3-4 ani, 5, 6, 7, ofere, da, este într-adevăr o... Chiflă cu parizer ca să mănânci o masă și așa mai departe, mi se pare foarte, foarte dificil de trecut prin situația asta. Mă bucur însă că s-a rezolvat spre deosebire. S-a rezolvat, noi ne-am rezolvat singuri, pentru că noi dimineața când am văzut că clar nu vrea nimeni să ne trimită nicio platformă, am omis să vă spun un mic... evenimente. Dimineață a venit un reprezentant al unei televiziuni din Bulgaria, mi s-a zis, credeți-mă, efectiv nu mai rețin, că după ce ne-a luat un interviu, eu i-am zis păsul meu și l-am rugat din tot felul, zic, vă rog să ne ajutați. Bun, dar ce s-a întâmplat? Și am povestit că vreau o platformă. Credeți-mă că deși la un moment dat eu n-am mai avut nevoie de ea, acel om mi-a trimis, am și acum mesajul cu numărul de telefon, cu numele celui, deci un străin, un reprezentant al unei televiziuni, care a văzut că suntem niște oameni disperați și că clar, era undeva aproape. S-a dovedit a fi mult mai om cel care face parte dintr-un mediu de oameni. Culmea este că mă întreba pe mine dacă mie una mi se pare normal ca el ca și reprezentant al... Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi o să discutăm despre ce înseamnă dezastrele naturale și cât de dificil este să fii pus într-o astfel de situație și să fii turist în altă țară. În această seară stăm de vorbă cu Eliza Panait, consilieră din partea PDL. Bună seara, mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii în emisiune să stăm de vorbă și totodată trebuie să spun că îmi pare rău că ți s-a stricat vacanța. Da, bună seara. Eu vreau să specific de la bun început că am acceptat această invitație tocmai pentru ca cei care doresc să mai meargă să se gândească de două ori, să-și aleagă de două ori locația și să o facă cu maximă atenție. Și nu neapărat să se uite la bani când o vor face. Așa cum mai toată lumea știe, peste weekend au avut loc câteva evenimente mai mult decât neplăcute, atât la noi în țară, din cauza ploilor abundente și inundațiilor, cât și, în mod special, în țări vecine. Una dintre aceste țări a fost tocmai Bulgaria, loc unde foarte mulți români aleg să-și petreacă vacanța de vară, pentru că